din partea domnului Cârstoiu. La cameră. Domnul Cârstoiu mi-a zis că sunt... Și am zis, je suis pe papic. Într-adevăr. Să vedem câți bucureșteni vor putea, pe câți bucureșteni au făcut porți și pe câți bucureșteni, dați-mi tricoul cu... și pe câți bucureșteni i-au făcut interlopi. Vom vedea lucrurile astea pe stradă, la pensionari, la oameni care vor putea aceste tricouri cu drag. Și ei sunt interlopi, ăștia sunt interlopii care mă vor vota, cetățenii Bucureștiului, și ăștia sunt porcii care mă vor vota, raporta la ce au spus contracandidații mei. Atât pot, atât duc. Da, Piedone și-a lansat candidatura sau și-a depus candidatura astăzi de Ziua Mondială a Circului. V-am zis și orele trecute, cred că se fac singure unele glume. Problema este că Piedone nu e o simplă glumă pentru capitală, ci poate fi o tragedie absolută pentru capitala țării, pentru că, așa cum îl vedem în majoritatea sondajelor, are prima șansă la capitală, asta în timp ce coaliția se tot împiedică, nu-l retrag pe medicul Cârstoiu. Declarațiile sunt diferite, dacă vorbești cu PSD-ul sau dacă vorbești cu PNL-ul. Robert Negoiță sărise și el din palmier, că se dedică el acestei candidaturi dacă n-are coaliția pe cine să pună. Stai acolo la palmierii tăi și lasă-ne, că nu vrem nici palmieri în tot Bucureștiul și nu vrem nici corupția de la primăria lui Piedone în tot Bucureștiul, pentru că v-am arătat și orele trecute Dita mai caracatița cu interlopi, cu rude, cu prieteni și colegi de partid, contracte de 10 de milioane de euro sparte în bucăți bucățele la primăria lui Piedone. Însă există o zonă a Bucureștiului cu care Piedone comunică mai bine decât restul candidaților și există acest pericol real al lui Piedone la primăria generală. Discutăm imediat cu primarul în funcție, Nicușor Dan, pentru care a făcut niște plase cu chipul lui Nicușor Dan Piedone, pe care vrea să le împartă prin piețe, zicea. Însă, tot ora aceasta ne uităm la ce s-a întâmplat între Israel și Iran azi noapte, riposta sau răzbunarea Israelului chiar de ziua de naștere a Ayatollahului. O să ne uităm însă și la ce negociere a făcut în Qatar premierul Ciolacu. O să vă arătăm exact pentru ce s-au dus și cu ce s-au întors. Sunt Ioana Constantin, începe a treia oră de Politica Zilei. Imediat discutăm cu primarul general al capitalei, Nicușor Dan, însă, între timp, vreau să mai ascultăm o declarație pe care a făcut-o astăzi Piedone la momentul depunerii candidaturii. Spune că va obține cel puțin 42%, asta după ce a depus 52.000 de semnături. În această competiție electorală am fost singurul care am avut de la început prima opțiune. M-am pus pe șină ca și o locomotivă și astăzi am fost primul, ca și în sondaje, ca și în opțiunea electoratului bucureștean, care mi-am depus candidatura oficial. Astăzi am depus 52.000 de semnături. Necesarul pentru candidatura mea trebuia să fie 20.000. Da, aceasta este declarația lui Piedone, însă PSD-ul teoretic spune că nu-l va susține pe Piedone în această candidatură. PNL-ul se delimitează clar, însă avem o declarație a domnului Ciucă, care ne spune că a aflat despre candidatura lui Cârstoiu cu două zile înainte de la domnul Ciolacu. Haideți să vedem și această declarație. În momentul de față, domnul doctor este propunerea noastră de candidat la primăria capitalei. A noastră, a coaliției, ca să nu fiu înțeles greșit. Acolo ajunseserăm, pentru că dacă vă aduceți aminte, a fost în discuție încercarea de a-l convinge pe domnul profesor Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, și am discutat cu dumnealui, ne-am văzut de asemenea amândoi cu domnul profesor, a declinat oferta noastră și atunci a trebuit să se identifice alt candidat. Da, deci au trebuit să găsească un candidat că ei n-au avut. În direct alături de noi, Nicușor Dan, primarul capitalei. Bună seara, Nicușor Dan, mulțumesc. Bună seara. Cum te raportezi la această candidatură a lui Piedone, care astăzi, de Ziua Mondială a Circului și-a depus candidatura, nu știu dacă e o glumă sau va deveni o tragedie pentru bucureșteni, însă a spus că va împărți plase cu chipul actualului primar, adică al tău, în piețele din București, cu un slogan, ții plasă pe 9 iunie, nu știu dacă e și legal să le dea oamenilor acolo prin piețe aceste chestiuni, dar e un risc ca Piedone să ajungă la capitală, la primărie?
Da, există acest risc. Avem alegeri într-un tur. Când sunt alegeri într-un tur, votul se polarizează și oamenii votează util. În mod evident, primii doi candidați sunt eu și cu Cristian Popescu Piedone. Pe mine mă votează oameni de, în general, oameni de dreapta, sunt simpatizanții USR, PNL, PMP. Pe Cristian Popescu Piedone îl votează în general simpatizanții PSD, simpatizanți AUR, o parte dintre ei. Asta va fi lupta. Cine informează mai bine, pentru că sunt multe lucruri despre Cristian Popescu Piedone pe care simpatizanții lor nu-l știu, de exemplu că a fost condamnat penal. Cine informează mai bine și cine își mobilizează mai bine publicul, o să câștige. Dar ieri am văzut o declarație în care spuneai că PSD începe să se deliviteze de Cârstoiu și mai degrabă să-l susțină pe Piedone. Nu știm dacă va rămâne sau nu în cursă medicul Cârstoiu, însă există posibilitatea ca în spate cele două partide, PSD și PNL, prin electoratele lor, dar și prin membrii de partid, să împartă altfel voturile. Și aici mă refer la PSD către Piedone și la PNL poate către tine? O să vedem, eu nu cred, deci în primul rând ce vorbeam eu ieri de delimitarea PSD de Cătălin Cârstoiu s-a accentuat azi sau în fine aseară cu declarațiile lui Marcel Ciolacu, deci mi-e greu să cred că o să rămână în cursă Cătălin Cârstoiu, atunci o să apară un candidat comun sau câte un candidat al celor două partide, e un pic ridicol, că mai sunt 7 săptămâni până la alegeri și noi nu numai că nu vorbim de programe, nu știm nici care sunt candidații. Și în funcție de asta o să vedem ce o să susțină oficial cele două partide. Însă, în condițiile în care nici PNL, nici PSD nu au venit cu un candidat care să atragă publicurile lor, în mod natural, publicul sau simpatizanții PSD s-au dus către Cristian Popescu Piedone și simpatizanții PNL, o parte dintre ei, au venit către mine. Dar discuții oficiale cu PNL în această perioadă ai avut? Există posibilitatea ca în cazul în care se renunță la un candidat comun al coaliției să-și direcționeze votanții către tine? Eu sunt un politic și nu vreau să nu caut scandalul, dimpotrivă îmi place dialogul și evident că discut cu multă lume. Discuții oficiale nu am avut. Discuții neoficiale am tot avut cu toată lumea, da. În momentul în care, dacă coaliția o să aibă un candidat, în mod evident, mesajul oficial al fiecăruia dintre partide, din cele două partide, o să fie să susțină acel candidat. Ce o să facă votanții, așa cum am spus, în alegerile într-un singur tur există votul util și oamenii se orientează către primii doi candidați care au șanse să câștige. Și totuși există o discrepanță foarte mare între voturile pe care le are coaliția PSD-PNL la Consiliul General și voturile pe care le-ar lua pentru candidat comun. Întrebarea este, ai probleme cu Consiliul General acum pentru că nu există o majoritate. Le ceri bucureștenilor un vot clar și pentru Consiliul General pentru a nu mai fi blocate mai departe proiectele? Bun. Eu mi-aș dori ca partidele care mă susțin să formeze o majoritate, pentru ca să fie lucrurile cât mai simple. Dacă nu se va întâmpla asta, o să trebuiască să discutăm și suntem politicieni, discutăm, nu-mi doresc să existe un blocaj. Sunt convins că o să ajungem la o cale de mijloc. Bun, dar pe împărțiri de atribuții, da. Aș mai fi vrut să întreb, pentru că am văzut la un moment dat un material în care spuneai că e un vot pentru valori sau despre valori. La ce ne referi în concret în ceea ce privește capitala în acest moment? Noi avem aici o mafie imobiliară care a fost în cârdășie cu clasa politică.
Avem aici diferite furăciuni din banul public și trebuie să ne uităm puțin și la candidați. Adică un candidat cum e Cristian Popescu Piedone, care e condamnat penal, care și-a luat carnetul de șofer pe șpagă cu toți oamenii care și l-au luat în vremea aia la Pitești, care și-a făcut o facultate evident, să zic, da, Nicușor, dar în condiții suspecte. Foarte scurt, pentru că vine informația că la 18.30, deci peste o oră și foarte puțin, Cătălin Cârstoiu va susține o conferință de presă. Conferința de presă va fi în fața Spitalului Universitar. Și el este unul dintre candidați, se referea la Piedone mai devreme. Cum vezi această candidatură și dacă sunt, pot fi suficiente explicațiile pe care le va da medicul Cârstoiu? Da, în ipoteza în care Cătălin Cârstoiu va rămâne în cursă, el va fi un element secundar, pentru că nu a reușit să crească în aceste săptămâni de când și-a lansat candidatura, cred că are aproape o lună. Și atunci, cum am spus mai devreme, pe principiul votului util, voturile se vor împărți între mine și Cristian, majoritatea votului între mine și Cristian Popescu Piedone. Da, mulțumesc foarte mult, Nicușor Dan, primarul Capitalei, a fost alături de noi. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, peste o oră și jumătate, la 18.30, Cătălin Cârstoiu va susține o conferință de presă în fața Spitalului Universitar, această conferință de presă pe care i-au tot solicitat-o liderii Coaliției de Guvernare. Chiar Marcel Ciolacu, astăzi, înainte să plece din Emirate, spunea că e nevoie de o conferință de presă care să clarifice. Dar a ales medicul Cătălin Cârstoiu să susțină această conferință de presă în fața Spitalului Universitar din București, pentru că cele mai multe acuzații sunt legate de modul în care ar fi făcut diverse consultații ale pacienților la clinica privată a soției, pacienți pe care i-a operat la stat, însă la Spitalul Universitar. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi detalii, însă conferința de presă o veți putea urmări aici în direct pe B1 TV. Schimbăm registrul, ne uităm puțin la ce se întâmplă în plan extern, pentru că aseară am văzut riposta Israelului chiar de ziua Ayatollahului. Alături de noi în acest moment prin legătură video și le mulțumesc foarte mult, Corneliu Bjola, este profesor la Universitatea Oxford. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! De asemenea, Marin German, analist politic și profesor, de asemenea, bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Domnule Bjola, vin prima dată la dumneavoastră. S-a discutat mult despre când se va întâmpla și cum se va întâmpla acest răspuns al Israelului. Statele Unite notificate, pe surse informația că nu ar fi dat undă verde. S-a discutat mult că această răzbunare ar fi putut să vină în preajma Paștelui Evreiesc, totuși a fost chiar de ziua Ayatollahului. Într-adevăr, Blinken a spus că nu a dat undă verde, dar a spus că a fost informat în ultimele minute și cred că e un semnal bun și pentru Iran, în sensul că e o anumită relație între Iran și Statele Unite în momentul de față. Dar riposta a venit, este o ripostă care nu a fost asumată oficial de către Israel, este o ripostă fermă și totuși calibrată. Nu este numai de ziua Ayatollahului, dar a lovit în centru geografic al Iranului. Nu este foarte clar în momentul de față dacă este vorba de operațiune Mossad sau este o operațiune armată israeliene, pentru că cele dronele pe care au lovit orașul respectiv... Doamne profesor, e o mică problemă cu Skype-ul, trebuie să refacem legătura, e o problemă de sunet, refacem legătura și revenim în direct. Marin German, același context, da? Această ripostă a Israelului, avizată sau neavizată de Statele Unite până la urmă, nu mai contează asta, contează dacă vom vedea acum un nou răspuns al Iranului până la urmă. Este una dintre marele dileme ale situației de securitate din Asia, din Orient, pentru că am observat cum Israelul a fost nevoit să aibă o replică, după ce Iranul a fost nevoit să aibă o altă replică la distrugerea unei instituții diplomatice a Iranului. Și acum una dintre marele întrebări este dacă Iranul va riposta sau nu. Și aici avem două posibile scenarii. Pe de o parte, o posibilă replică a Iranului ar însemna disponibilitatea Iranului de a intra cu adevărat în logica unui război împotriva Israelului și din punctul meu de vedere pentru Iran este prematur și ar depăși
această situație Iranul. Deci nu cred că are suficiente resurse, mai ales că este sub sancțiuni și are și o situație complicată, economică, politică și este într-o conjunctură nefavorabilă să poarte război împotriva Israelului. Pe de altă parte, are nevoie cel puțin regimul de la Teheran să explice cumva situația creată adepților acestui regim. Deci este nevoie de o explicație, de o victorie simbolică care cumva trebuie vândută în interiorul Iranului. Și aici urmează să vedem cât de inventiv va fi Teheranul și ne referim strict din perspectiva comunicării politice. Cum va arăta Teheranul populației din interior că iată eficient combate influența israeliană, americană și știm narativele anti-americane din această zonă încercând să riposteze. Dacă va avea loc această replică, desigur, într-o spirală a conflictului putem să intrăm destul de repede și contează foarte mult ce sprijin va avea Iranul din partea posibilor aliați sau actorilor care deocamdată sunt invizibili în ecuația de putere din Orient. A revenit și domnul profesor Bjola. Mulțumesc foarte mult. Revenim la discuție, vă rog. Da, îmi pare rău pentru problema tehnică. Ce vreau să spun este că ce pare riposta aceasta, că nu știu foarte clar dacă este făcută de către armata israeliană sau către Mossad, dronele care au aterizat în orașul Isfahan, în mijlocul Iranului, un oraș important pentru că acolo sunt și acele fabrici nucleare pe care are Iranul. Deci acele drone care au aterizat se pare că au venit din interiorul Iranului, nu neapărat de peste granițe. Cred că este o măsură calibrată, o măsură destul de fermă și care pare să semnalizeze că se vor să facă Israelul ca să tragă în linie cel puțin pentru acest capitol. Am urmărit puțin și prețul petrolului, care a scăzut puțin așa, s-a dus undeva pe $82, poate de $87-89, deci cam cred că în general că zona se așteaptă că această fază pe termen scurt să înceteze. Faptul că autoritățile israeliene de asemenea au încercat să prezentă o situație de calm, cred că este același semnal că nu vor neapărat pe termen scurt să riposteze. Pentru Statele Unite este o problemă de asemenea. Creșterea prețului poate afecta șansele electorale ale lui Biden și o escaladare în regiune nu ar beneficia decât Rusia. Da, haideți să ne uităm puțin și la Ucraina, dar în context legat de America, pentru că Donald Trump pare pe unele părți așa că a revenit la sentimente mai bune cu privire la ce se întâmplă cu Ucraina, spunea că trebuie deblocați banii, dar face un apel, Marin German, către Europa. De fapt, nu e chiar un apel, mi se pare chiar o ironie un pic, zice, mișcă-te Europa. Păi nu se poate ca americanii să dea atâția bani care se află America, zice Trump, la un ocean distanță și voi să nu reușiți să sprijiniți cu banii necesari Europa. În același timp, șeful CIA spune că dacă nu deblochează Congresul sumele pentru Ucraina, s-ar putea să piardă războiul Kievul în acest an. Este una dintre marele mărci ale retoricii populiste, ceea ce observăm și ceea ce declară Trump în contextul războiului din Ucraina. Cumva, dacă vreți să explicăm unui electoral care nu prea înțelege mecanismele de putere și de securitate, cumva recurgem la aceste argumente ale lui Trump, e foarte departe America de Ucraina și să-și asume Europa. Este cumva și un discurs al decuplării sau unui divorț, dacă vreți, de tot ceea ce înseamnă solidaritate europeană la care am asistat începând cu 2022. Să știți că la Kiev de Trump este visat în cele mai rele coșmaruri de analiștii militari și de decidenții politici. Una dintre marele probleme este dacă va reuși Kievul și cum va reuși Kievul să reziste până chiar în alegerile din noiembrie. Situația de securitate din Ucraina cu adevărat este complicată, să ne aducem aminte doar de distrugerea unei centrale termice de lângă Kiev, datorită faptului că nu aveau suficiente rachete Patriot ca să doboare rachetele și dronele care veneau dinspre Rusia. Și iată, Trump iarăși pune gaz pe foc și alimentează discursul acesta anti-ucrainean. Nu este chiar cea mai bună situație pentru Ucraina și apar, din păcate, și previziuni în presa mainstream despre un posibil eșec al Ucrainei. Nu cred că se va întâmpla, însă Rusia ar putea să escaladeze și sunt semnale clare în presa rusă, în declarațiile oficiale, folosindu-se de această slăbiciune, incongruență pe care o vedem narativ și nu numai în ceea ce privește Occidentul și Statele Unite ale Americii.
Într-adevăr, sunt probleme în ceea ce privește banii alocați pentru Ucraina și la americani și în întreaga Europa. Sunt alegeri peste tot. Domnule Bjola, asta este și principalul motiv, pentru că e vorba de retorica partidelor în această campanie în fața alegătorilor și problemele economice care în principal au afectat nu doar Europa, ci și America. Totuși, mie mi se pare foarte important acest avertisment al șefului CIA, care spune că dacă nu se deblochează banii, am putea asista la o înfrângere a Ucrainei chiar în anul acesta. Da, este un semnal care a fost folosit de mai mulți oficiali și europeni și americani, că este situația destul de drastică pentru Ucraina, cu implicații pentru securitatea europeană și inclusiv pentru Moldova și inclusiv pentru România. Ce putem spune în momentul de față este că, într-adevăr, situația din Congres pare ușor deblocată, după că reforma va veni în sâmbătă, și să sperăm că, într-adevăr, acel ajutor financiar pentru Ucraina se va concretiza. Dar trebuie să ne amintim un lucru. Ce spune Trump, ca de obicei, este fie o exagerare, fie un adevăr. Sumele pe care le-a cheltuit Statele Unite și sumele care au fost cheltuite de către statele europene, inclusiv Uniunea Europeană, pentru Ucraina, sunt relativ similare, în jur de 100 de milioane de miliarde. Diferența majoră este vine din faptul că Europa nu are genul de echipament militar pe care Statele Unite îl au în momentul de față. E posibil că această situație să reprezinte anul viitor, dar în momentul de față asta face diferența între o anumită rezistență, stabilizarea frontului și o înfrângere pentru Ucraina. Și să nu mai uităm că spuneați de exemplu la început că Trump și-a revenit oarecum la sentimente mai bune. Trump este văzut de un om predictibil. Sunt de acord cu această opinie. Este foarte predictibil. Cel ajută personal, asta va face. În momentul de față are o problemă cu o parte din Republican, Partidul Republican, cei care au susținut-o pe Nicicali, care încă nu vor să se realieze poziții sale. Asta este genul de mesaj de sprijin cu jumătate de gură pentru Ucraina, cu care speră să-i aducă înapoi spre el. Dar situația, într-adevăr, sperăm că de săptămâna viitoare se va intensifica. Rusia, de asemenea, chelărează, va veni 9 mai. Ei totdeauna cu 9 mai, 10 mai, au o anumită 8 mai, 9 mai, au o anumită obsesie și vor să obțină, sau cel puțin Putin se prezinte cu ceva până atunci. Dar semnalul dat de William Burns este unul pozitiv de mobilizare. Să sperăm într-adevăr că republicanii se vor mobiliza măcar în ceasul al doilea. Da, o ultimă chestiune, Marin German, fără banii aceștia din partea Congresului American și să presupunem cu sprijin deblocat în Europa, totuși poate rezista Ucraina sau este foarte important ce fac americanii? Poate rezista, dar poate rezista foarte greu. În primul rând, și desigur vor avea loc noi pierderi teritoriale, temporare sau le putem numi diferit, și trebuie să înțelegem că frontul ucrainean are aproape 1000 de kilometri și vorbim de asemenea despre această ecuație când spiritul de luptă, dorința ucrainenilor de a rezista până acum era strâns legată de sprijinul necondiționat al Occidentului. Cumva ucrainenii știau că vin armamente, vin resurse, avem un sprijin, există o dotare tehnică NATO în Ucraina. Iar acum, dacă apar știri tot mai multe că nu avem sprijin, că se tergiversează, desigur și spiritul de luptă va fi mai mic și de aici consecințele directe. Mulțumesc foarte mult, Marin German, Corneliu Bjola, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mergem mai departe. Breaking news, doamnelor și domnilor. Vă spuneam și mai devreme informația momentului. Cătălin Cârstoiu va susține o conferință de presă la 18.30 în fața Spitalului Universitar, asta după ce liderii coaliției au cerut în mod insistent ca medicul Cârstoiu să explice situația în care se află alături de noi analistul politic Bogdan Chiriac, jurnalist de CNews. Bună seara, mulțumesc mult! E ales în mod simbolic Spitalul Universitar, domnule Chiriac. Așteptăm lămuriri în această seară de la domnul Cârstoiu sau altceva? Adică retragerea. Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare. Dar până acum nu cred că se va anunța vreo demisie, fiindcă premierul e plecat în țară. Se întoarce astăzi și de la Abu Dhabi, cred, da, ne-a declarat că Robert Negoiță rămâne candidatul coaliției pentru sectorul 3, deși Robert Negoiță a anunțat că e disponibil pentru primăria generală și domnul Cârstoiu este candidat, doar că i-a recomandat să iasă să explice.
mult succes în aceste explicații, după două săptămâni în care a lăsat presa să-i facă imaginea catastrofală, că nu ne mirăm că are 8% în sondaj, iese în fața spitalului de urgență. Mă rog, va fi un alt atac, că de ce folosește spitalul de urgență pentru campanie. Mă rog, omul e director acolo, e medic acolo. Important că e director, ci că e medic acolo. Deci, dacă mă întrebați și locul, locul nu este bine ales, da? Dânsul hotărăște. Asta mă întrebam și eu, că dacă își anunță retragerea, e bine ales locul. Dacă nu își anunță retragerea, e ales total eronat, dar poate nu l-au mai primit oamenii ăștia la partide. Hai să nu excludem asta, deși din declarația domnului Marcel Ciolacu rezultă că cel puțin PSD-ul continuă să-l primească. Da, dar șefa la PSD București e doamna Firea, domnule Chiriac, asistent și la București. Doamna Constantin, nu se ducea la PSD București, se ducea la PSD pe țară, național, la PSD-ul central. Acolo îl primește, nu, la București nu cred. Poate să rezolve această conferință ceva, mergând pe scenariul lor, că el explică în conferință și îl mențin mai departe. Rezolvă ceva la nivelul procentelor, votanților? Doamnă, o să vedem acest lucru imediat în 2-3 zile. O să vedem imediat cum va primi opinia publică aceste declarații. Sau nu va face altceva, așa cum cred, cu puțina mea experiență în presă, că nu va face altceva decât să furnizeze noi gloanțe, noi muniție, celor care l-au adus în această situație. Fundamental fiind o chestie comună ca medicul de la stat, de la spitalul de stat, să profeseze și la spitalul privat. Că sistemul, că o fi compărțit, cum vreți dumneavoastră. Că până la urmă trebuia să explice foarte clar ce și cum. N-a făcut lucrul acesta și acum să vedem ce va putea să explice, dar nu va face altceva decât să furnizeze muniții. Sau poate dânsul e mai deștept ca noi, cum ne și dorim, nu? Ca să rezolve problema traficului, să mă gândesc că primarul general e mai deștept ca mine, da. Și ne va rupe pe genunchi în seara asta declarația domnului. Abia l-așteptăm, domnule Chiriac, o să comentăm curând. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult pentru analiză. Scurtă pauză, ne întoarcem. Din nou în direct, dacă vă întrebați ce s-a negociat în Emirate pentru România, în afară de discuțiile despre vânzarea pachetului de acțiuni de la Atarom către două companii din Qatar și Emirate, se mai anunțați că Emiratele vor să investească într-o fermă de vaci la Ialomița, o fabrică de lapte praf și un abator și un centru de procesare a cărnii în insula Mare a Brăilei. Alături de noi Adrian Negrescu, analist economic. Bun găsit, Adi, bună seara! Ia, lucrurile vă găsit pe noi, că... Adică vorbim de investiții de 30-40 de milioane de euro când i s-au spus, da, am trimis tot guvernul acolo aproape să vorbească de investiții de câteva zeci de miliarde de euro, da? Deci cu asta ne alegem după investițiile premierului în Qatar, în Emirate, în toată regiunea. E prea puțin, prea puțin și nici nu mă așteptam la mai mult, pentru că n-au făcut un lucru important, n-au făcut o emisiune economică, n-au luat oameni de afaceri cu ei, ca într-adevăr să creeze relații de cooperare între companiile românești și companiile din regiune. S-au semnat doar niște protocoale de intenție legate de posibile investiții în zona portului Constanța. Ai spus tu foarte bine, o fabrică de procesare a cărnii, a laptelui, da? O fermă de lapte, da? Și cam atât. Ei, ne așteptam la mai mult, sincer, mă așteptam ca, dacă toți s-au dus până acolo și au negociat și au discutat cu oamenii ăia, să fie atras măcar un miliard de euro, măcar atâta să ne alegem și noi de pe urma acestei vizite. E mult zgomot pentru nimic, ca să zic așa, din punct de vedere al relațiilor economice cu regiunea, în condițiile în care te uiți la celelalte țări din regiune, la Polonia, la Ungaria, chiar și la Bulgaria, și vedem că acolo au fost atrase din zona Golfului investiții de peste 80 de miliarde de euro în ultimii 10 ani, bani proveniți atât din zona transporturilor, cât zona transporturilor aeriene, cât și zona de agricolă în transport. Stai că ai zis de aerian, se vorbește despre pachetul de acțiuni pe care urmează să-l vândă Tarom sau România, să-l vândă de la Tarom către Qatar și Emirate. Cum ți se pare chestiunea asta? Domnul Coșa era exasperat când a auzit.
Da, în mod normal ar trebui o licitație internațională, ar trebui să vedem exact ce vrem să facem cu această companie. Nu te duci să vinzi un pachet către anumiți investitori, ca și cum ți-ai ratat potențialul de a aduna mai mulți bani de pe urma taromului. Taromul, da, poate să reprezinte un jucător important la nivel regional în privința transportului aerian, dar pentru asta ai nevoie de management, ai nevoie mai întâi să pui această companie pe linia de plutire, iar apoi dacă vrei într-adevăr să privatizezi această companie, de ce nu o duci pe Bursa de Valori București? Acolo unde toți investitorii, indiferent de naționalitate, pot veni să cumpere acțiuni, să cumpere acțiuni într-un pachet minoritar sau poate cine știe chiar într-un pachet majoritar. Dar eu n-aș vinde principalul nostru jucător în zona transportului aerian pentru că s-ar putea ca investitorul străin, în absența unui plan foarte concret de privatizare, pur și simplu să scoate de pe piață compania românească și să opereze doar cu compania din țara de origine. Se întâmplă acest lucru. Noi am mai trecut prin astfel de situații când pur și simplu au fost investitori străini care au venit în România, au cumpărat tot ce era pe aici, fabrici, unități de producție, le-au închis, le-au vândut la fier vechi și apoi ne-au oferit importuri de produsele pe care noi le realizăm în țară. S-ar putea să se întâmple și acest lucru și aici, dacă nu suntem atenți la ceea ce vrem să facem. Da, avem nevoie de bani, da, privatizările trebuie să se află în prim plan anul viitor, da, pentru asta ai nevoie de mai mult decât niște protocoale de bune intenții. Și să nu distrugem companii emblematice, cum ar fi Taromul. Mulțumesc, Adi Negrescu, foarte mult, scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul orei. Este informația momentului, doamnelor și domnilor. Medicul Cătălin Cârstoiu va susține o conferință de presă la ora 18:30 în fața Spitalului Universitar din București. Este conferința de presă pe care atât Marcel Ciolacu cât și Nicolae Ciucă i-au tot solicitat-o candidatului comun PSD-PNL pentru că e nevoie de explicații în fața bucureștenilor, spune Marcel Ciolacu. Același lucru îl spun și liderii partidelor PSD și PNL, de la Gabriela Firea până la liderii importanța PNL, dacă se va retrage sau nu, dacă va fi retras sau nu, rămâne de văzut în zilele următoare. Există, într-adevăr, nemulțumiri în interiorul PSD-ului care ar merge cu piedone totuși la capitală, un candidat pe care îl respinge PNL-ul, care dacă se va renunța la candidatura medicului Cârstoiu, va avea candidat propriu. Vă veți putea urmări în direct aici pe B1 TV conferința de presă susținută în mai puțin de o oră de medicul Cătălin Cârstoiu. Cu această informație în cheiem Politica Zilei. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegul meu, Radu Buzăianu. Noi ne revedem luni. Să aveți un weekend liniștit. Sunt Ioana Constantin. Mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit.